Să știți că nu doar hainele sau rucsacurile se pot personaliza, dar și mașinile. Iar astăzi îl cunoaștem pe Nicolae Chiriac, omul pentru care personalizarea mașinilor i-a intrat în sânge și prin ale cărui mâini au trecut boliduri care acum se plimbă nestingherite pe străzile din întreaga lume. Mulți dintre noi utilizează diverse opții, build-uri sau chiar desene pentru a-și personaliza mașina la exterior, dar în cazul interiorului unui autoturism, procesul e mult mai diferit. Nicolae Chiriac și-a propus să aducă în Moldova un astfel de serviciu. Ideea vine destul de spontan. În ziua de naștere a mea, stând cu telefonul în mână și întâmplător am văzut un filmuleț la un atelier de piste hotare care făceau așa lucrări. Și am zis că, băi, asta se poate de făcut în Republica Moldova. A urmat primul pas, cursurile, în afara țării, desigur. Iar la reîntoarcere s-a și apucat de treabă, deși criticii nu au întârziat să apară. La noi moldovenii sunt așa o nație de oameni, când vede că cineva face ceva, în loc să-ți dea un șut în fund ca tu să mergi mai departe, îți pun nipedici. La fel a fost și la mine, foarte mulți chiar prietenii apropiați îmi spuneau că tot asta este o joacă, că tot asta este o prostie, că nimeni nu are nevoie de astfel de lucrări. Totuși, a reușit să impresioneze și nu doar moldovenii. Mașinile personalizate de Nicolae ajung acum în multe țări ale lumii. Nu pot să enumăr toate țările, că toate țările din Europa au fost deja prezenți în Republica Moldova, asta este evident. Cele mai îndepărtate sunt Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia și posibil în viitor apropiat să avem o comandă din Australia. Tot ceea ce face Nicolae e 100% dedicație și pasiune. Asta fiind și un avantaj, dar și un dezavantaj în același timp. Cele mai mari scuze și cele mai mari mulțumiri trebuie să le aduc soției, pentru că ea cea mai mare răbdare are cu mine, pentru că toată această muncă este o muncă enormă. Eu pierd 17, 18, 19 ore zilnic, eu mă aflu în lucru. Lucrările lui sunt uimitoare, iar dovada stă chiar în fața noastră. Acest automobil este venit din Canada. A fost o dubiță absolut simplă, goală, de culoare albă, fără geamuri, în spate metal gol, nimic ieșit din comun. La acest automobil au lucrat peste 70 de oameni. În perioada de aproape 7 luni de zile, în jur de 8 ateliere au muncit la acest automobil pe tot parcursul acestui timp. Hai să-ți fac o tură în acest interior de lux. Welcome în Saint-Tropez! Alții, dar eu cred că noi mergem deja într-o excursie, da? Până măcar în Germania, da? Cu ea merg. Măcar până la Palma de Mallorca.